Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea pentru vineri 5 februarie. Și acum hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, încă o arcană majoră. Deci săptămâna asta chiar în fiecare zi iese cel puțin o arcană majoră. Pe partea de dragoste și relații avem aici regele de monede, cel mai stabil și mai afluent rege din toată suita de tarot. Pentru cei singuri apare aici posibilitatea unei relații romantice cu o persoană mai în vârstă, o persoană mai bogată, cu o stare financiară mai bună, mai înstărită decât voi, sau cu cineva de la locul de muncă, cu un superior, cu un mentor, cu un profesor, cu o persoană mai în vârstă care are o situație financiară, profesională, mai stabilă și superioară față de cea pe care o aveți voi. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, regele de monede poate să vină cu un mesaj pozitiv, de bucurie, motiv de sărbătoare, pentru că fie voi, fie partenerul sau partenera voastră obține o promovare, o mărire salarială, sau pentru că în sfârșit luați decizia să treceți la următorul stadiu în relația voastră. Poate vă logodiți, poate vă mutați împreună, poate vă cumpărați o casă, un apartament, poate decideți să vă căsătoriți, să faceți un copil, în funcție de situația de viață a fiecăruia, care este următorul nivel, următoarea etapă în evoluția acestei relații, o să vină cu foarte multă stabilitate, cu foarte mult potențial pozitiv și o să aveți motiv de sărbătoare aici în cuplu, în familie. Relațiile începute în această zi, sub energia regelui de monede, vor fi niște relații foarte stabile, foarte benefice pentru ambii parteneri, relații în urma cărora ambii o să creșteți atât la nivel emoțional, intelectual, dar și material, financiar. Pentru cei care începeți astăzi relații noi, țineți minte că această relație s-ar putea să evolueze mai încet decât v-ați dori, dar are foarte mari șanse să meargă într-o direcție foarte stabilă, să meargă către căsătorie, către întemeierea unei familii. O energie foarte frumoasă aici pe partea de dragoste. Pentru cei care sunteți deja într-o relație cu diferență mare de vârstă sau vă gândiți la un posibil partener, parteneră, dar este o diferență aici mare de vârstă între cei doi, să nu vă fie frică de această diferență, pentru că nu pare să fie o problemă. Cu regele de monede, aceasta nu este o problemă pentru relația voastră. Pe partea de sănătate avem Hierofantul, Marele Preot, arcana majoră care în tarot reprezintă zodia Taurului. În această reprezentare a Marelui Preot îl vedem pe Thor, zeul vikingilor care putea cu ajutorul ciocanului său magic să vindece sau să distrugă. Și cu acest mesaj ne readucem aminte de un concept de bază în chimie și în medicină, acela că nu otrava te omoară, ci doza. Nu substanța chimică este cea care poate să-ți facă rău, ci cantitatea în care o consumi. Pentru toți cei care sunteți predispuși la excese de orice fel, că sunt alimentare, că e vorba de băuturi, de dulciuri, de fumat, de prea mult sport, prea multe distracții, orice ar fi, orice exces, este important în această zi să analizați acest lucru și să încercați să găsiți echilibru în viața voastră. Cu Marele Preot pe această poziție în etalarea de sănătate, o parte dintre voi s-ar putea să fiți nevoiți să vă conformați la un anumit plan medical, la un anumit tratament sau terapie medicală, pentru că altfel nu puteți să continuați să vă desfășurați activitatea. Și este foarte important pentru toată lumea, în planul sănătății, mai ales în această zi, să găsiți acel medic, acel terapeut, acel expert
care vă poate explica lucrurile pe înțelesul vostru. Pentru că mesajul din spatele acestei cărți este unul de cunoaștere, atât de autocunoaștere, dar și de cercetare. Dacă religia creștină ne învață că trebuie să credem și să nu cercetăm, mesajul din această carte este fix invers. Cercetați, nu credeți pe nimeni pe cuvânt. Cercetați cu propriile voastre puteri. Dacă nu sunteți siguri de ceva, nu vă opriți până nu găsiți explicația pe care o înțelegeți, pe care puteți să o raționalizați și să o internalizați. Și cu hierofantul, cu marele preot pe această poziție în etalarea de astăzi, sunt șanse foarte mari să găsiți acest medic, acest terapeut în care să aveți încredere, cu care puteți să construiți această relație de încredere. Pentru că medicul, terapeutul vă explică și de ce trebuie să faceți anumite lucruri, iar voi în momentul în care ați înțeles raționamentul din spatele tratamentului sau terapiei pe care trebuie să o urmați, o să urmați acest tratament, această terapie după litera legii. Partea pozitivă este că tratamentele, terapiile inițiate sub această energie au șanse foarte mari să aibă rezultate foarte pozitive, foarte benefice pentru sănătatea voastră. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici cavalerul de cupe, visătorul tarotului. Este o zi foarte bună pentru a face planuri, pentru a face brainstorming, pentru a descoperi noi idei, noi concepte, noi strategii de marketing, noi metode de a atrage clienți pentru afacerea voastră. Dar în același timp este foarte important să analizați și o analiză de riscuri și oportunități, pentru că așa cum aveți în față foarte multe oportunități, toți acești pești care înnoată în această apă și care sunt acolo pregătiți ca voi doar să-i prindeți în undiță, la fel există și niște riscuri aici în spate. Uitați acest urs polar care pândește în depărtare. Nu vă spun să fiți paranoici, să nu vă mai apucați de nimic pentru că tot timpul există riscuri, nu. În afaceri sunt anumite riscuri pe care trebuie să ni le asumăm. Riscuri asumate. Riscuri de care suntem conștienți și pentru care avem un plan de contingență. Dacă se întâmplă ceva, știm ce trebuie să facem. Partea pozitivă este că avem acest curcubeu pe fundal. Ideile pe care o să le avem astăzi o să fie unele foarte inspirate, cu foarte mult potențial, dar trebuie să ne menținem și o mică doză de realitate, măcar așa o fărâmă de realitate în planurile pe care ni le facem în această zi. O zi foarte bună pentru a începe un job nou, un proiect nou, o activitate nouă. Va fi o zi foarte bună pentru toți artiștii, pictori, graficieni, designeri, arhitecți, muzicieni, actori, scriitori. O zi cu foarte multă inspirație și foarte multă creativitate. Profitați de tot acest potențial creativ pentru a vă finaliza acele task-uri, acele proiecte, acele activități care au nevoie de această componentă. Și înainte să finalizăm acest video, vreau să vă scot și un card din aceste cărți de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi. Cum vă descurcați cu energia lunii februarie? Dacă vă este greu să navigați prin toată această acumulare de planete în vărsător, dacă vreți să știți cum puteți să beneficiați la maxim de această energie, vă recomand să vă uitați la videourile pe care le-am pregătit pentru luna februarie, pe fiecare zodie în parte, să vă uitați atât la zodia voastră, cât și la semnul ascendentului, al lunii natale sau orice alt semn zodiacal în care aveți o aglomerare de 4 sau mai multe planete. Pentru că atunci când planetele se îngrămădesc toate în același semn zodiacal, da, creează tensiuni, creează probleme, dar în același timp ne dă oportunități. Oportunități de a evolua într-un an cât alții în 10, de a crește capăt frumos din poveste, de a obține acel final fericit pe care ni-l dorim. Și dacă sunteți dispuși să depuneți acest efort, această muncă pentru creșterea voastră personală, pentru dezvoltarea voastră și evoluția voastră spirituală și personală, vă recomand să vă uitați la aceste videouri, le găsiți aici în colțul din dreapta sus.
Bun, și acum hai să vedem, avem aici o carte care a sărit ca mesaj pentru această zi de vineri. Mesajul este următorul. Sunt perfect exact așa cum sunt. Dacă voi aștepta până când voi deveni perfect ca să mă iubesc, îmi voi irosi toată viața. Sunt deja perfect aici și acum. Un mesaj foarte frumos în această zi de vineri, zi guvernată de planeta Venus, care acum traversează semnul zodiacal al vărsătorului. Iubirea începe de la iubirea de sine. Nu mai fiți atât de critici și de duri cu voi înșivă, pentru că prin simplu fapt că sunteți aici, că urmăriți aceste videouri, că vă puneți niște probleme legate de evoluția voastră personală, de felul în care puteți să vă îmbunătățiți pe voi înșivă, demonstrați că vă pasă, că sunteți pe drumul cel bun. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!